Un om care știe foarte bine într-un discurs al său să pună accentul pe patos, pe partea emoțională, pentru că indiferent ce îi spunea Zuzi, el o întorcea cum vrea el, lăsând-o pe Zuzi să renunțe la partea de raționalitate și să se miseze foarte mult pe partea emoțională. Da, am avut vreo trei de Zuzu, evident niciunul nu sunt acum, că nici Zuzi nu-i cu Zuzu, nici eu nu sunt cu niciun Zuzu, dar ce pot să zic? Cred că fiecare la un moment dat suntem un Zuzu și o Zuzi, ne ascundem identitățile și preferăm să prezentăm partea care ne convine în online în același timp. Pe lângă chestia asta, cred că Delia poate să-mi susțină ideea, în online nu prea prezentăm identitățile, ci prezentăm imaginile. Așa cum și în carte nu-i prezentată neapărat o identitate, pentru că nu avem nici identitate fizică, nu știm absolut nimic despre cum arată cei doi,